Sunt strâns din două părți. Aș vrea să mă mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Și din cartea lui Isaia, capitolul 33, versetul 17. Ochii tăi căline vor vedea pe împărat și strălucirea lui vor privi țara în toată întinderea ei. Preacucernice părinte vicar, preacucernici părinți, îndoliată familie, jalnici frați și surori, am venit și noi aici, la casa fratelui Ionatan, să spunem o rugăciune, să vărsăm o lacrimă, să plângem cu cei ce plâng și să simțim alături cu ei. Au fost o grămadă de întrebări în culise și s-au spus așa: de ce un băiat tânăr, credincios, la 27 de ani, trebuie să plece acasă? De ce trebuie să lasă o soție frumoasă? De ce un băiat din familie de credincioși trebuie să plece din lumea aceasta? N-avem toate răspunsurile, dar știm câteva lucruri foarte precis. Știm că toate lucrurile în lumea aceasta se întâmplă după orarul lui Dumnezeu. Știm de asemenea că viața fiecărui om este în mâna lui Dumnezeu. Psalmistul David spunea: când eram decât un plod în pântecele mamei mele, ochii tăi mă vedeau. Și auziți, vă rog, în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite. Apoi, Dumnezeu știe ce e mai bine pentru fiecare. Vreau să vă întreb, știe Dumnezeu cel mai bine? Știe Dumnezeu cât au investit părinții aceștia în copilul acesta? Știe Dumnezeu câte daruri a făcut, câte daruri i-a dat Dumnezeu lui? Știe Dumnezeu cât post și rugăciune s-a făcut pentru băiatul acesta? Știe! Dar cu toate acestea, Dumnezeu a hotărât: căline, alergarea ta pentru tine, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și apoi mai știm ceva, căci Călin este acum la Domnul în mărire. Călin este acum la Domnul în slavă. E dureros ca un băiat tânăr în puterea vârstei la 27 de ani să moară. Vreau să vă spun cuvintele Mântuitorului: cine crede în mine, eu sunt învierea și viața, nu moare niciodată. Călin e la Domnul, Călin cântă cu arhanghelii, Călin dă mărire lui Dumnezeu. El nu e mort. Și vreau să știți că orice credincios autentic nu moare. El pleacă pentru o perioadă să fie cu Domnul și apoi pentru totdeauna în eternitate cu El. Dar mai e ceva. Esența întregii Evanghelii e una singură: învierea morților. Fiul lui Dumnezeu a murit și a înviat. Și noi spunem în fiecare duminică dimineața, cred eu, aștept, ce așteptăm? Învierea morților și viața veacului ce va să fie. Dragii mei, va fi o emisiune la nivel cosmic numită Surprize, Surprize, când arhanghelul lui Dumnezeu va suna și toți morții, cei care sunt în mare, care sunt în locuința morților, oriunde au murit ei, la sunetul de trâmbiță, se vor scula. Atunci ne vom întâlni cu cei plecați, cu părintele Iosif, cu Sfântul Ioan Gură de Aur și cu Călin. Da, aceasta este mângâierea noastră. Există o zi a revederii și a întâlnirii. Vor vorbi mai mulți părinți. De aceea aș vrea să închei cu patru lucruri. Călin pentru noi este o predică astăzi. E cea mai tare predică. Fiecare dintre noi puteam să fim în locul lui. Dacă l-am întrebat: Călin, ce ne-ai spune tu?
Care sunt lucrurile care rămân pentru totdeauna, lucrurile eterne? Aici este toată floarea oastei Domnului, toți tinerii de lucru. Și aș vrea să las pentru dumneavoastră patru adevăruri care, dacă investim în ele, dacă lucrăm pentru ele, vor rămâne pentru totdeauna. Patru lucruri care rămân. 1. Investițiile pe care le facem pentru Hristos în oameni, asta rămâne pentru totdeauna. Repet, investiția pe care o facem pentru Hristos în suflete va rămâne pentru totdeauna. În urmă cu două duminici a fost Evanghelia de la Matei 25, când Mântuitor a spus: am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost închis și ați venit pe la mine. Și cei drepți au întrebat: când am făcut noi, Doamne, toate acestea? Ori de câte ori ați făcut la unul dintre acești mai neînsemnați, mai mici frate ai mei, mie mi-ați făcut. În urmă cu ceva timp, cineva mi-a povestit și mi-a spus așa: a murit soțul meu, dar ultima vorbă cu care ne-am despărțit, l-am jignit și a plecat supărat. Acum aș vrea să-mi cer iertare, dar cum să-mi cer iertare? Ne-am despărțit, dar ne-am despărțit rău, ne-am despărțit supărat. Frați și surori, dragii mei frați, iertați acum, duceți flori acum, vorbiți acum frumos. Acum e vremea să investim în cei de lângă noi. 2. Investește pe oricare îi întâlnești, pe orice semen al tău. Am auzit un reportaj despre Maica Tereza, când lega rănile celor care cădeau undeva în India. Un reporter american s-a apropiat și a spus: eu pentru $1,000,000 n-aș lega așa ceva. Și Maica Tereza a spus: nici eu n-aș face pentru $1,000,000, dar eu fac pentru Hristos. Dragii mei frați, ori de câte ori facem la acești mai neînsemnați frate ai lui, lui îi facem. Prima investiție: investește pentru Hristos. 2. Investește în rugăciune. Rugăciunile noastre vor rămâne pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. În urmă cu mai mulți ani, în părțile noastre, a fost o soră de-a noastră credincioasă. Soțul era așa cum a fost el. O bătea în casă, făcea lucruri nelegiuite în casa ei și rudele a spus surorii: trebuie să te ducem de aici, măcar să nu vezi ce se întâmplă aici. Și a spus: eu m-am cununat cu el și aici voi rămâne până la moarte, dar în fiecare zi mă voi ruga lui Dumnezeu pentru el. A murit sora în cele din urmă și în timp ce se făceau ultimele rugăciuni la groapă, omul acesta a strigat către părinte așa și a spus: oprește-te rog, oprește-te rog, eu sunt un nelegiuit, femeia aceasta este o sfântă, ascultă-mă te rog. Chiar dacă rugăciunile ți se parcă n-ai primit răspuns, ele rămân pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu și vine ziua când vei primi răspunsul. Investește în rugăciune. În al treilea rând, mărturia, povestea vieții tale poate fi o sursă de inspirație pentru mulți. În părțile acestea au lucrat mari bărbați ai oastei Domnului, fratele Marini, fratele Dors. Noi, după zeci de ani, când citim povestea vieților, ne inspiră să trăim atânt pentru Dumnezeu. Frații mei tineri, trăiți viața la maximum pentru Dumnezeu. Noi suntem chemați în țara aceasta, în biserica noastră, să fim lumina lumii și sarea pământului, să trăim și cota vieții noastre spirituale să fie la maxim. Și în al patrulea rând și închei, tărnicia ta poate ajuta la înaintarea Evangheliei sau la binecuvântarea multor săraci. Și când mă refer la dărnicie, nu mă refer la milionul care trebuie dat la biserică o dată pe an, nu, ci mă refer că în fiecare lună o parte din salariul tău trebuie să fie dat pentru slava lui Dumnezeu. Patru lucruri care rămân:
1. Investește în oameni. Ocupă-te de ei. 2. Roagă-te. Roagă-te acasă. Ia un cer de rugăciune. Scaldă viața ta și viața comunității tale în rugăciune. 3. Fii o mărturie vie. Trăiește viața la maxim pentru Dumnezeu. Și 4. Dăruiește. Cui își dă? Lui își dă. Cine își dă? Lui își dă. Dumnezeu să ne ajute să facem lucrurile acestea și într-o zi ne vom întâlni cu Călin. Amin. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin.